este? Adresăm mulțumirea aleasă Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea trimisă poporului lui Dumnezeu adunat aici la Cliviceni prin cuvântul pe care ni l-a trimis, prin binecuvântarea pe care a oferit-o unor colaboratori ai Preafericirii sale din administrația patriarhală și din centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, să fie aici împreună cu noi rugători către Marele și Milostivul Dumnezeu la această zi mare și binecuvântată pentru parohia Cliviceni. Ce ne grăiește nouă o biserică nou construită sau restaurată precum biserica de aici? Ce mesaj este adresat nouă? Ce cuvânt de luat aminte grăiește o sfântă biserică? În primul și în primul rând, o biserică precum aceasta și cele care sunt răspândite de-a lungul și de-a latul țării și al pământului. Aceste biserici ne grăiesc că există Dumnezeu. Că de foarte multe ori în viața noastră uităm de existența Lui. Biserica ne spune, luați aminte la voi înșivă și nu mai abordați viața voastră a celor din jur sau viața lumii doar prin prisma economicului, politicului, socialului, lucruri foarte importante și acestea. Referiți-vă însă întru tot și întru toate și la Dumnezeu, pentru că în mâna Lui se află totul. În al doilea rând, o biserică se adresează nouă spunând să nu mai trăim viața noastră în perspectiva cimitirului, în perspectiva morții, ci să încercăm a ne trăi viața în perspectiva veșniciei. Pentru că nu mormântul, nu groapa, nu așezarea noastră în mormânt arată finalul vieții noastre, ci moartea este o trecere spre împărăția lui Dumnezeu. Nu cădem într-o neființă, ci ajungem cu adevărat la adevărata ființă. În al treilea rând, în biserică se petrec lucruri minunate. Schimburi de vieți între om și Dumnezeu. Omul dă viața lui Dumnezeu și Dumnezeu așează viața lui în trupul și sângele său și ni le oferă nouă spre împărtășire. Și în al doilea rând, biserica este spital duhovnicesc, adunare euharistică în care și la care noi, iată, oamenii locului și pentru sărbători precum aceasta și din alte părți ale țării și ale lumii, ne adunăm să aducem slavă lui Dumnezeu. Ne bucurăm că și biserica din Cliviceni a primit, precum se vede, haină frumoasă și pe din lăuntru și pe din afară. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a găsit oameni adevărați care să se aplece asupra stării bisericii de aici și au adus-o împreună cu ajutorul multor prieteni de aici
și din țară la starea pe care o putem contempla acum. Mulțumirea noastră se adresează obștii întregi a satului, a parohiei Pipiceni, pentru toată osteneala legată de această biserică și, în primul rând, așa cum s-a menționat deja, lucrarea și implicarea statornică, continuă, adâncă, mult consistentă a Părintelui Arhimandrit Ciprian la această lucrare sfântă. În ultimii ani, o parte a inimii sale a fost aici, încercând să pună în funcțiune toate mecanismele necesare pentru că astăzi noi să ne bucurăm de această sfântă și dumnezeiască sărbătoare. Mulțumim, Părinte Ciprian, pentru această lucrare sfântă. Nădăjduim că nu veți socoti că lucrarea s-a împlinit, pentru că în sat mai sunt multe lucruri de făcut și mai sunt și alte locuri în județ unde deja cuvioșia voastră v-ați implicat și o să vă implicați, pentru că sângele, știți bine, apă nu să se face. Stă dânsul la București, la Catedrala Mântuirii Neamului, la Mănăstirea Sihăstria, dar cu certitudine, o parte din ființa sa se află aici și dăm slavă lui Dumnezeu pentru implicarea cuvioșiei sale în această lucrare. Mulțumirea aleasă aduc și Părintele Baroc, care împreună cu Părintele Ciprian au stat în legătură în toți acești ani și au împlinit această frumoasă lucrare, inclusiv pregătirea care nu a fost deloc ușoară, pentru ca cele rânduite de biserică pentru sfințirea unui locaș de închinare să se împlinească așa cum ați luat aminte că s-a împlinit. Mulțumim fraților arhierei veniți de aproape sau de departe pentru osteneala lor, părinților de la Sfânta Patriarhie, părinților din Arhiepiscopia noastră sau din Arhiepiscopia Sucevei, cu strana asigurată de ostenitorii catedralei din Suceava. Mulțumire aducem de asemenea doamnei președintă a Consiliului Județean, aici de față, domnului primar, membrii ai Parlamentului României, am văzut un domn secretar de stat din zona noastră prin mulțime și probabil sunt și multe alte persoane, precum dumneavoastră veniți din Maramureș, domnul prefect de asemenea, oșenii aceștia frumoși care au împodobit parcă prin veșminte arhierei, prin veșminte preoțești în haină militară, ceremonia de astăzi. Slavă lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Îi adresez rugămintea Părintelui Ciprian să rostească cuvântul pe care îl gândește a fi necesar, a fi rostit cu această sfântă clipă legată de sfințirea Bisericii în care acum mulți ani de zile a fost botezat în numele Sfintei Treimi, Părinte Ciprian. În al prea sfințiile voastre, prea cuvioși, prea cucernici părinți, onorate autorități, iubiți credincioși, în această atmosferă plină de bucurie și de har, adresez un cuvânt de recunoștință mai întâi prea fericitului Părintele Patriar Daniel, care ne-a trimis un mesaj cu ocazia acestui eveniment prin delegatul prea fericirii sale, prea sfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, și m-a binecuvântat cu cea mai înaltă distinție pe care o poate primi un preot slujitor al Sfintei noastre biserici, crucea patriarhală. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc din inimă în al prea sfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru minunata slujbă de astăzi, în care am primit de la Dumnezeu har peste har. Totodată le mulțumesc tuturor ierarhilor prezenți, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și tuturor celorlalți slujitori care au sporit solemnitatea acestei zile binecuvântate.
Se cuvine totodată să-i mulțumesc din inimă doamnei Manuela Pădreșcoiu, directoarea Companiei Naționale de Investiții, instituția care sprijină cel mai mult restaurarea acestui sfânt locaș, echipei de pictori dubrani produse de domnul Nazare Merniciu, care a executat o lucrare extraordinară. Amintesc cu recunoștință tuturor fiilor mei duhovnicești care m-au sprijinit pentru lucrările de la Catapeteasmă, pentru toate obiectele de cult care îmi funcționează biserica din satul nostru. Totodată le mulțumesc autorităților locale, Jandarmeriei României, Poliției, celor de la ambulanță și SMURG și tuturor voluntarilor care au ajutat la organizarea acestui eveniment unic în istoria acestei localități. Niciodată aici nu a fost o sărbătoare mai înălțătoare, cu o prezență atât de numeroasă și nădăjduiesc ca ziua de astăzi să rămână unică în istoria acestei localități, pentru că momentele acestea sunt unice pentru mai multe generații. Încheiem de mulțumire și în plăcinea familiei David, care spune așa: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim cu dânsa. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântatul am pe voi în casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Amin. Mulțumesc, Părinte Ciprian, pentru cuvânt, pentru starea de lege, pentru toată implicare, pentru toată implicarea domniei sale. Îl rog pe Părintele Cristian, unde sunteți Părintele Cristian, veniți în coadă.